Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Cupa Nadia Comăneci, ediția a noua. Incendiu de proporții la un cort de evenimente în Bacău. Gladiatorii, dacii, romanii, dar și turcii și românii s-au bătut la Gura Văii și Târgu Ocna. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor și a le răspunde la cât mai multe întrebări, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a reluat seria de întâlniri pe cartiere, participări la emisiuni la Acum TV și în paralel continuă cu audiențele. Mai multe aflăm în minutele următoare. Primesc și în audiență aproape în fiecare zi, dacă sunt în birou. Adică, nu țineți de ziua X. Eu am audiențe odată la două săptămâni, dar oamenii când vin să înscrie în audiențe, persoana care îi înscrie îi întreabă dacă vor să stea de vorbă în ziua respectivă, sună la secretariat, dacă eu sunt în birou, secretara îi spune că pot urca și îi primesc în orice zi. Deci primiți pe loc atunci. Pe loc, da. Bun, mă și ajută faptul că îi primesc pe loc, mai degrevez ziua de audiențe. Încă, cel puțin încă pe atâta cât primesc în ziua de audienții, primesc în cele două săptămâni în ziua în care se înscriu. O curiozitate personală, cu permisiunea noastră, domnule primar. Sunt mai mulți în audiență acum față de primul mandat? Nu știu. Că puteți să faceți o privire așa, retrospectiv. Nu, cred că cam la fel. Ah, ok. Asta de exemplu, mâine am 18 persoane înscrise, dar dacă vin peste, îi primesc pe bine, toți. De obicei vin peste, nu trebuie să spunem că... Bun, mai lipsește 1-2, mai vin 3-4, dar cam pe acolo. Se menține ritmul. Dar așa, cred că am primit 3 sau 4 persoane. Nu... Printre picături, printre, așa. Dacă sunt în birou, eu îi primesc. Și am nu înțeles. Am alte ședințe importante. Am înțeles. Dacă sunt în birou, îi primesc pe fiecare. Orașul Dărmănești continuă să fie un adevărat șantier. O serie de proiecte sunt la un pas de a fi finalizate. Altele urmează să fie implementate, iar pentru altele se caută linii de finanțare. Despre toate acestea ne-a detaliat primarul orașului Dărmănești, Toma Constantin, în cadrul emisiunii 24 de ore. Sigur, e mult de vorbit despre proiectele pe care le avem la Dărmănești și n-aș vrea să monopolizez toată discuția. În schimb, în sinteză, voi încerca să prezint câteva din proiectele pe care le avem. Și avem, așa cum ați precizat dumneavoastră, o parte de proiecte pe care le închidem. Altele sunt în implementare acum, la altele am semnat contractele de finanțare și la altele lucrăm. Cu permisiunea dumneavoastră, începem să derulăm imagini? Sigur, sigur. Am încercat, știți, dragii mei, e greu să cuprinzi atât de multe proiecte, nu știu câte aveți. Sunt peste 35 de proiecte la care lucrăm efectiv astăzi. Să le cuprindem într-o singură emisiune, oricum poate promisiunea că reveniți la noi ca să vorbim mai pe larg despre fiecare în parte. Să încercăm să cuprindem cât mai multe, o să rog colegul să dea drumul la imagini și noastră, domnule primar, să vorbim punctual despre fiecare proiect în parte. Despre ce este vorba? Este vorba despre un proiect pe care... sau la care lucrăm astăzi, finanțat prin program operațional regional, mai exact Casa de Cultură din Dărmănești. Spuneam cu ceva timp în urmă că am achiziționat, cred că prin 2017-18, o casă de cultură care era în mediul privat la acel moment. Am obținut finanțare și astăzi lucrăm, vedeți în imagini echipa de constructori, la reabilitarea acestui obiectiv. Sigur că pe vremuri această casă de cultură era una dintre cele mai frumoase de pe Valea Trotușului și ne-am propus să atingem din nou acel deziderat. Valoarea 3 milioane de euro, 3 milioane și ceva de euro, mai exact 14 milioane de lei. Spuneam de program operațional regional și cofinanțări locale. Sunt 3 obiecte de investiții, pe de o parte casa de cultură, amenajarea unei parcări foarte moderne și, sigur, calea de acces spre casa de cultură, strada rafinăriei mai exact, modernizată, cu piste de biciclete și așa mai departe. Un obiectiv foarte, foarte necesar unui oraș care recent a devenit și stațiune turistică de interes local. Poți să completezi ceva aici cu permisiunea noastră, domnule primar? Este un proiect îndrăzneț pentru că ați avut curajul. Bine, dărmăneștenii au oftat mult după acest imobil.
Da. A rămas în memoria colectivă ca fiind locul, un centru de cultură care, să zicem, atrăgea și aici pe scena Casei de Cultură în interiorul clădirii au fost numeroase spectacole, artiști mari, monștri sacri ai teatrului românesc și nu numai, au venit la Dărmănești, au cântat, au jucat și au simțit emoții alături de cei din sală. Să știți că imediat cum am preluat în 2016 mandatul de primar la Dărmănești, am gândit doi poli de dezvoltarea comunității, acel centru administrativ, unde vorbim de primărie și de ce am dezvoltat noi acolo, piațetă și așa mai departe, și de un centru cultural care are ca pilon de bază această casă de cultură, baza sportivă și ce mai avem noi în zona respectivă. Investim masiv în asemenea obiective pentru că, da, cetățenii orașului Dărmănești au fost învățați cu activitate culturală în Dărmănești și astăzi mă întâlnesc cu artiști de marcă, cum spuneați dumneavoastră, monștri sacri ai culturii românești, care îmi spun că au cântat, fost la Dărmănești și că era o sală extraordinară și un public memorabil. Iată că prin aceste obiective încercăm din nou să redăm, să le aducem la viață și cu siguranță veți auzi în perioada următoare de spectacole și de artiști de talie națională și mondială la Dărmănești. Eu am zis că ați avut așa un curaj, ați fost extrem de îndrăzneț, domnule primar, pentru că ați crezut în acest proiect, în primul și în primul rând. În primul rând trebuie să ai o viziune. Să știți că viziunea noastră s-a bazat pe nevoile cetățenilor. N-am investit sau n-am decis să achiziționăm Casa de Cultură dacă n-am fi avut solicitări din partea cetățenilor. Am gândit un plan. Fie achiziționam fosta Casa de Cultură, fie construiam una de la zero. Indiferent de varianta pe care lucram, Casa de Cultură trebuia să fie în Dărmănești. Am ales varianta să achiziționăm acea Casă de Cultură la un preț convenabil și se pare că n-am făcut rău. Sigur că aceste obiective pe care le avem noi și aceste zeci de proiecte nu fac altceva decât să schimbe în bine viața comunității. În imagine aveți un proiect la care am lucrat foarte mult și la fel a fost un pariu câștigat. Fostul sediu al spitalului din Dărmănești este o clădire construită în 1875. Cei care sunt dărmăneșteni știu că este fostul sediu al familiei Ghica, sediu administrativ, o clădire care era emblematică pentru Dărmănești, și care în 2016 era într-o stare avansată de era o ruină, domnule primar. Și mi-aduc aminte discuțiile avute cu expertul care a venit să expertizeze clădirea și mi-a spus, domnul primar, zice, chiar vreți să readuceți la viață această clădire pentru că sunt șanse foarte mici. Am insistat, am terminat la 31 decembrie 2022 această investiție. Acum două săptămâni am făcut recepția finală, va fi un centru de zi pentru persoane vârstnice, peste 120 de persoane vârstnice din Dărmănești vor beneficia de serviciile pe care le vom oferi în acest centru, pentru că această clădire avea la subsol trei beciuri mari în care familia princiară își ținea, eu știu, recoltele sau ce aveau dumnealor. Noi am amenajat în beciurile respective o saună foarte generoasă. În al doilea beci am amenajat acolo mai multe aparate care să, fitness e mult spus, aparate care să ducă la, eu știu, refacerea anumitor capacități sau menținerea. În cursul serii de marți, 23 mai, în jurul orei 19:30, un apel primit pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112 anunța producerea unui incendiu ce se manifesta la un cort de evenimente din județul Bacău. La locul indicat s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul gărzii de intervenție Comănești și din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta prin ardere generalizată pe o suprafață
suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, la nivelul unui cort de evenimente cu cadru metalic acoperit cu învelitoare de prelată. În jurul orei 20:30, incendiul a fost lichidat. Din fericire, în urma acestuia nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale, respectiv suprafața menționată anterior, reprezentând cortul de evenimente și a fost afectată o anexă, baie și bucătărie. Cauza probabilă de producerea incendiului este în curs de stabilire. Echipa Universității Vasile Alexandri din Bacău, campioană națională universitară la volei feminin. În perioada 12-14 mai la Bacău s-au desfășurat campionatele naționale universitare de volei feminin, la care au participat 86 de studente de la 8 universități din țară. Este vorba de Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, Universitatea din Oradea, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București, Universitatea Politehnică din București, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă Brașov. După desfășurarea celor două zile de concurs, titlul de campioană națională universitară la volei feminin a fost câștigat de Universitatea Vasile Alexandri din Bacău. Pe locul 2 s-a clasat echipa Universității din Oradea, iar pe locul 3 s-a clasat Universitatea de Vest din Timișoara. Felicitări studentelor care au reprezentat universitatea și coordonatorilor, lector universitar dr. Voinea Nicolae Lucian și Cazacu Aurel pentru implicare și dăruire. Vine 19 mai la sala polivalentă Nadia Comăneci din Onești a avut loc cea de-a noua ediție a Cupei Nadia Comăneci, în care următoarea generație de gimnaste se pregătește să cucerească podiumul. Peste 80 de tinere gimnaste din întreaga România au participat la acest concurs, care marchează și 50 de ani de activitate a Clubului Sportiv Municipal Onești, organizatorul competiției. Deschiderea oficială a evenimentului a făcut-o Ingrid Istrate, directorul general al Clubului Sportiv Municipal Onești, la eveniment fiind prezent Laurențiu Neghină, primarul municipiului Onești, Dragoș Benea, europarlamentar, Mircea Fechet, deputat, Claudiu Năstase, secretar de stat la Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Gabriel Lupu, subprefect al județului Bacău, Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, Elena Pașcu, Apă Văloaie, consilier local și inițiatoarea proiectului 18 iulie, Ziua Oneștiului. Este un oraș plin și încărcat de emoție pozitivă. Aici am început și eu cumva gimnastica serios vorbind, pentru că aici am făcut primul pas la lotul de junioare și atunci pentru mine înseamnă foarte mult și mai ales că astăzi suntem aici la Cupa Nadia și mi se pare foarte drăguț pentru copii, pentru că cumva le dăm un suflu nou și sper din suflet ca toți să iasă fericiți din sală la finalul zilei. Ce înseamnă pentru tine Nadia Comăneci? Este o mare campionă, așa cum știm toți, dar mai mult de atât este un om cu adevărat om, în adevăratul sens al cuvântului. O apreciez foarte tare pentru tot ceea ce a făcut pentru țara noastră, cât și pentru întreaga lume și, desigur, așa cum este ea, pentru că au fost momente în viața mea când mi-a dat sfaturile potrivite și m-au ajutat foarte, foarte mult. Și în continuare o apreciez foarte tare pentru că suntem acolo, este lângă mine și simt asta. Când erai mică, îți doreai să ajungi ca Nadia? Cred că ai mai adus. Bineînțeles, vă dați seama, am început gimnastica cu Nadia Comăneci în gând, este clar, dar fără dar și poate mi-am dorit întotdeauna să-mi pun eu amprenta pe tot ce am făcut și sper din suflet că am reușit, dar desigur, Nadia rămâne Nadia pentru toți și pentru mine, pentru că cu ajutorul ei eu am iubit gimnastica. Poți spune că a fost un model pentru tine? Da, pot spune asta, a fost un model atât Nadia cât și celelalte fete care ne-au adus valoare nouă țării și, bineînțeles, e, nu știu, pentru mine chiar este un nume puternic și a lăsat undeva acolo o amprentă în ceea ce sunt eu. Cum a fost? Frumos! Ce premii ai luat? Am luat 4 medalii de aur. Și ești mulțumită de rezultatul tău? Da. A fost greu? Sincer. Da. Ce a fost cel mai greu și mai greu astăzi? Paralelul. Dar am văzut că multă lume la bârnă a avut emoții. Paralel și bârnă am avut emoții. Da? Da, dacă ar fi să zicem așa în două cuvinte ziua asta, cum au caracterizat? O zi frumoasă, ca toate altele. Mai specială. Mai specială. O admir mult pe Nadia? Da. De asta ai intrat în gimnastică?
Da. Ce zici, calci pe urmele ei sau nu? Da. Crezi în visul tău? Da. Antrenoarele cum sunt aici la CSM? Au grijă de tine? Da. Te învață? Da. Un mesaj pentru copiii care ne urmăresc și să ajungă ca tine, nu? Și de ce nu viitoare, Nadia Comăneci? Succes în continuare. Și să muncească mult. Da. Dacă ar fi să caracterizăm în două cuvinte, sunteți mulțumită de evoluția gimnastelor de astăzi, de aici, de la Onești? Da, sunt mulțumită. Întotdeauna e loc de mai bine, așa le spun și lor, mereu, dar sunt mulțumită. Per ansamblu a fost un concurs bun pentru ele și pentru dumneavoastră implicit, nu? Da, a fost un concurs bun și automat o verificare foarte bună pentru următoarea etapă din iunie a campionatului național, etapa a doua. Deci se poate spune că această competiție de astăzi de aici a fost un soi de verificare sau... Așa este, este un fel de verificare și mai avem săptămâna viitoare la Bârlad, tot așa, Cupa Andreea Răducan, o altă cupă importantă și tot așa o verificare pentru campionatul național. Au avut emoții? Cum le-a simțit așa pe fete? Întotdeauna au emoții. Dacă n-au emoții, atunci înseamnă că nu e ce trebuie. Da? Un sportiv de calitate, un sportiv de performanță, tot timpul are emoții, dar am încercat să le învăț să aibă tot timpul emoțiile constructive și să nu distrugă ceea ce au învățat. În perioada junioratului dumneavoastră ați fost antrenată de Nadia. Așa este. Cum a fost această perioadă? Foarte frumoasă. Eram junioară, nu chiar ca și ele, puțin mai mare, că eram la lotul de junioare, dar a fost o perioadă frumoasă, mi-amintesc cu drag de ea și chiar când mă întâlnesc cu Nadia, chiar povestim tot timpul și vorbim. Cum era Nadia ca antrenoare? Pentru că aici am vrut să ajung. Ca om, ca empatie, ca sensibilitate? Sincer, prea blândă. Tot timpul amabilă, tot timpul să ne învețe... Au fost alte vremuri, să ne înțelegem. Tot timpul să fie alături de noi, să ne susțină, să ne înțeleagă. Și am iubit-o. Deci chiar am iubit-o ca și antrenoare, nu doar ca valoare. Deci era așa apropiată de fete, de... Da, foarte. Da? Foarte apropiată, da. Și oarecum protectoare, din ce îmi dau seama, din ce povesti? Păi așa este, că și ea a făcut gimnastică, știe ce înseamnă antrenamentele dure, știe ce înseamnă competiția, știe ce înseamnă o durere și așa mai departe. Și era normal să fie lângă noi și să ne înțeleagă. În opinia dumneavoastră, care a fost cel mai important lucru pe care credeți că vi l-a transmis și dumneavoastră îl transmiteți mai departe la cele mici? Să nu renunț niciodată la visul meu și să merg până la capăt, indiferent că am căzut sau nu. Să mă ridic și să merg înainte. Is it your first time to Romania and Onești? Yes. How do you find Romania? Este o țară minunată, oamenii sunt minunați și ar îndemna pe toată lumea să vină. When was the first time that you heard about Nadia Comăneci and if you remember the feelings that you had when you saw her? Avea 8 ani în 1976 când Nadia a făcut istorie și își aduce aminte că a văzut la televizor toată competiția împreună cu toată familia. And in your opinion, what is Nadia for World Gymnastics? Este o persoană demnă de urmat, este un ambasador și o persoană pe care toată lumea trebuie să o admire pentru realizările sportive și pentru modul în care a reușit să vorbească numele gimnasticii mondiale. What about Nadia's activity in the United States of America? Este minunată, a făcut lucruri foarte bune pentru gimnastica americană împreună cu soțul ei, Bart Conner, care este din statul din care este și doamna, California. Do you have any information on Romanian gymnastics in general or American gymnastics? So I would say both. A început să urmărească gimnastica din 1976, de când a văzut Olimpiada de la Montreal și continuă să urmărească gimnastica și evoluția Nadiei și cea a soțului ei, Bart Conner, atât în Statele Unite cât și în România. Ești mulțumită de evoluția ta? Da. Da? Da. Se putea mai bine? Da. Am înțeles, e în regulă. Ești prima dată la Onești? La concurs, da. Așa, dar în rest probabil ai mai vizitat. Da. Așa, și ce părere ai despre faptul că aici e orașul Nadiei? Sunt uimită. Ești uimită. Ok, îți place de Nadia? Da. De ce? Pentru că a luat numai 10. De asta îți place ție? Da. Și vrei și tu să fii Canadia? Da. Am înțeles. Dacă e un cuvânt bun pentru cei care ne urmăresc, pentru fetițele de vârsta ta care vor să fie și ele Nadia, așa în secret, în inimioara lor, ce le-i zice? Le-aș ura succes.
Și altceva? Și să fie foarte bune, să învețe, să asculte, să asculte de antrenori. Nu e greu să fii foarte bun așa ca tine? Ia zi. Așa, așa, așa. E multă muncă în spate? Da. Aha. Cam câte ore pe zi te antrenezi? 4 ore jumate. Și e mult, e greu, e puțin? Cum e? Dă-ne e așa detalii. E bine. E bine? Da. Cum a fost? Foarte bine. Ce a fost foarte bine? Văd că ai așa un teanc de medalii la... Păi a fost tot concursul foarte bine, dar puteam și mai mult. Dar ce premii ai luat astăzi, mai știi? 3-1, un bronz și, și un argint. Ce a fost cel mai ușor la ce probă? Păi la toate. La toate a fost foarte ușor? Da. Și cel mai greu atunci? Niciunul. Nu e greu? Nu. Nu e greu în gimnastică? Nu. De ce ai intrat în gimnastică? Pentru că mi-a plăcut foarte mult. Îți place de Nadia? Da. De ce? Pentru că vreau să ajung ca ea. Serios? Da. Un mesaj pentru cei care urmăresc, pentru fetele de vârsta ta, să ajungă Nadia. De ce nu se creadă în vis? Să vă apucați și voi, și voi de gimnastică, pentru că e foarte frumos. Weekendul acesta în localitățile Gura Văii și Târgu Ocna s-au confruntat dacii și romanii, dar și turcii și românii. A fost vorba de festivalul istoric, antic și medieval, aflat în comuna Gura Văii la cea de-a doua ediție. Elementul de noutate de anul acesta au fost gladiatorii cu luptele acestora, dar și turcii și românii. Peste 75 de pasionați de istorie au venit la Gura Văii sâmbătă 20 mai, iar la Târgu Ocna duminică 21 mai. Participanții la festivalul istoric, antic și medieval au îmbrăcat cu mândrie costumele lucrate cu multă măiestrie, replici după cele de odinioară. Au fost prezente mai multe asociații de reconstituire istorică, este vorba de Veteres Milite Sibiu, Ludus Apulensis Alba Iulia, Dacomed și Ignis Vultus de la Iași. Artiștii au intrat rapid în pielea personajelor spre încântarea publicului. Pasionații de istorie, participanții susțin că prin astfel de momente se deconectează de la stresul cotidian. Modul de luptă al celor două trupe, pe de-o parte romanii, luptă organizat într-o linie, pentru că succesul campaniilor militare era dată de coordonarea excelentă în timpul luptelor. După obiceiul, folosesc artileria și oastea moldoveană este nevoită să se retragă. Bătălia începe. Publicul poate încuraja aplaudând. De asemenea, își poate încuraja favoritul, pe Dareu sau Uvald, strigându-le numele. Ia să văd care dintre dumneavoastră îl apreciați mai mult pe Dareu și strigați numele acum. Dareu este cel care luptă cu două gladiusuri. Uvald, săracu. Ia, pe Uvald nu îl susține nimeni. Uvald, strigați numele, Uvald. Slăbuți! Acestea au fost știrile. Vă invit să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 25 mai, cerul va fi în cea mai mare parte senin, maxima zilei nu va trece de 26 de grade Celsius, sunt șanse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Vineri, 26 mai, cerul se menține înnorat, se vor înregistra furtuni cu fulgere, în special în zona de deal, mercurul în termometre atinge valori de 25, poate chiar 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 15 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook.